Începe meciul în tricouri albe și shorturi albe, bineînțeles, Rapidul. Greșeală mare acum. Ocazie. Și este 1-0. N-au trecut nici 15 secunde din acest meci și Rapidul deschide scorul. Uriașă, mare de tot, eroarea lui Anderson și golul marcat de Nicolae Grigore. Banca Rapidului a explodat, Răzvan Lucescu îl îmbrățișează pe Nicolae Grigore, omul care a marcat și primul gol al Rapidului, la revenirea lui Răzvan Lucescu la Rapid, în acea deplasare europeană de la Wroclaw. Acum iată Nicolae Grigore, din nou marcator pentru Rapid, încă din primele secunde ale partidei, început extraordinar de meci în Giulești. Golul după marea eroare a lui Anderson, se vede că nu este fundaș central, Anderson obligat să joace în această postură. Nu afectează însă prea mult calculele Vasluiului acest gol, pentru că Vasluiul era obligată să marcheze de două ori, să se califice. Dacă o va face, se va califica oricum, pentru că un lucru evident marchează mai mult în deplasare. Un lucru e clar, nu vom avea prelungiri la această partidă. Iată marea eroare a lui Anderson după uriașele gafe a lui Borian de la Sibiu din campionat, când moldovenii au luat bătaie cu 3-0, iată acum e rândul lui Anderson să gafeze. Poate repeta isprava și în 2012, de atunci Rapidul nu s-a mai apropiat de finală, Vasluiul a jucat-o pe prima în 2010, a pierdut-o însă în fața CFR-ului la penaltiuri. Să urmărim însă această fază cu Sân Mărtean, o pasă foarte bună pentru Ierobelo, în careu Ierobelo, șutul lui Ierobelo și este 1-1! Wesley! Al șaselea gol în Cupa României Timișoreana, Wesley! Iată ce meci avem în Giulești! Suntem în minutul 6 și este deja 1-1. Wesley, goalgetterul din campionat al Vasluiilor, dar și din Cupa României, reușește să egaleze. Grigorie era pe margine, schimba ghetele și o mare eroare a lui Dea, cu o pasă cu capul la care Marcus Antonio a răspins cum a putut. Până la urmă Sân Mărtean a găsit soluția, nici vorbă de offside la Ierobelo. Până la urmă gol marcat de Wesley, simplu, din fața porții, totul este deschis, se poate califica orice echipă. În acest moment Vasluiul are nevoie de un singur gol pentru a merge în finală. Un merit important la golul Vasluiului l-are Ierobelo. L-a întors foarte ușor pe capitanul Rapidului, Marcos Antonio. Centrarea lui Deac pe colțul lung, vine Marcos Antonio, respinge însă pat foarte bine din fața lui Marcos Antonio, capitanul Rapidului, cu goluri marcate în Cupa României. Acum o pasă pentru Surdu, nu este offside, ba da, se ridică Fanionul. Greu de spus din poziția în care ne aflam, însă vom vedea cu siguranță o reluare. Surdu nu este între favoriții suporterilor rapidiști, însă e un jucător important în opinia lui Răzvan Lucescu. Nici vorbă de offside, cred că au fost 2 metri. Surdu a pornit dintr-o poziție perfectă. Sau mai bine spus, îi calmează arbitru, bate Adailton. Nu face deloc rău Wesley și este gol pentru Vaslui. Wesley marchează și la acest scor Vasluiul este în finală. Iată cum se schimbă totul. Wesley reușește să facă dubla în Giulești și Vasluiul întoarce soarta calificării în finala Cupei României Timișoreana. Mare eroare în defensiva Rapidului după o execuție de mare jucător al lui Adailton. Wesley lăsat practic singur cu portarul Coman, reușește să marcheze. Să aibă oare gura aurită, patronul Porumboiu a spus că nicio problemă, că am pierdut acasă 1-0, câștigăm cu 2-1 în Giulești și mergem în finală. Wesley, 2 goluri în sferturile de finală împotriva Galațiului, 2 goluri marchează și aici în Giulești împotriva Rapidului. Ambele meciuri în deplasare pentru vasluieni, scăpat Wesley din marcaj de Marcos Antonio, am văzut pe o reluare de mai devreme. Însă nimic nu este pierdut pentru Rapid. Un singur gol trimite echipa lui Răzvan Lucescu în finala de pe 23 mai. Respinge foarte bine Dani Coman. Era o minge grea, o minge cu efect. Și acum Rapidul poate pleca pe contraatac cu Herea. Herea așteaptă Grigore în centru. Se duce Grigorie. Pasa lui Herea printre pentru Grigorie. Marius Constantin. Vine Grigorie. Nu se dă fault. Deac în careu. Deac ar trebui să paseze în lateral, însă pasează în centru. Gol! Alexa
ce gol reușește Alexa! Doamne, ce gol marchează Alexa! Senzațional! N-au mai văzut de mult așa ceva de la Alexa, clar, niciodată. Un gol fenomenal reușit de Dan Alexa. A devenit într-adevăr un marcator adevărat pentru Rapid. Este al cincelea gol pe care îl marchează Dan Alexa la Rapid. Un gol fenomenal marcat de Alexa. Eu nu știu cu mingea, eu nu sunt tehnic, m-am băgat la fotbal pentru că bag materiale. Este o declarație a lui Alexa. Ce material a băgat acum? Contrazisă de acest șut magnific după pasa lui Deac. Șut din prima de la marginea careului. Alexa îl bate pe Borian. Extraordinar, golul este 2-2 și calificarea se joacă din nou cu Rapid favorită de această dată. Din prima, Raul Costin pentru Ierobelo. Ține nigerianul mingea în teren, însă a fost fault. Ierobelo foarte aproape de a trimite o minge cu putere către arbitru. Primește un cartonaș galben nigerianul. Și pe bună dreptate s-a exprimat foarte energic în fața arbitrului acolo Ierobelo. Paito poate centra, o face cu exteriorul. Paito foarte periculos, respinge Oros, minge în continuare în careu, se luptă Tenvangera pe spate, Tenvangera pentru 1-2. Ce ratare, Vasluiul! Apărarea Rapidului cu multe, multe probleme, au fost mai multe gafe. Cei doi patroni în continuare foarte, foarte tensionați, încearcă să se uită la relori. În doi, foarte aproape de a marca din nou un gol de 3-2 în deplasare în cupă. Așa s-a întâmplat la Galați, acum în doi cu acest lob care pică, ajunge pe plasa porții lui Dani Coman, care s-a aruncat la disperare pentru a-l bloca pe senegalez. Minge acum la centrul terenului, se aruncă excelent Oros în fața lui Wesley. Minge ajunge până la urmă la Wesley. Continuarea pentru Tenvangera, este în careu Tenvangera. Tenvangera încearcă să-l depășească pe Oros. Este blocat până la urmă. Faza Vazluiului continuă însă cu Sân Mărtean. Centrarea lui Sân Mărtean și ocazie imensă ratată de Pap pentru Vaslui. Ce presiune la poarta Rapidului. Răzvan Lucescu și Augusto Inacio fac două schimbări în același timp. Intră Pavlović la Rapid și iese Herea. La Vaslui intră Gheorghiu și iese Sân Mărtean. Revedem centrarea lui Sân Mărtean și mingea care nu ajunge în poarta Rapidului, deși Pap era într-o poziție foarte bună. Raul Constin cu continuare pentru Gheorghiu. Preluare cu mâna lui Gheorghiu, face însă semn Marius Avram ca jocul să continue. Paito îl are lângă el pe Rui Duarte. Paito trimite la marginea careului. Stop perfect al lui Wesley. Continuare spectaculoasă și șutul lui în doi trece puțin peste poarta lui Coman. Ocazie din nou pentru Oro se resimte. Preluare pe piept și pasă extraordinară a lui Ada Hilton. Cred că a fost tamponat de Tenvangera. Aici vom vedea mai bine. Oros încearcă să-l blocheze pe Tenvangera. Nu era în doi și cade acolo până la urmă fundașul Rapidului, lovit de în doi. Fostul rapidist Bojović, pregătit să execute lovitura liberă, evident nu se grăbește. Este 2-2, iar Rapidul este în finala cupei la acest scor. O minge pentru Roman Borian, scapă mingea și este gol! Mare eroare lui Borian și Rapidul merge în finala Cupei României Timișoreana. Mă pregăteam să vă spun că la tribuna oficială patronul Vasluiului Porumboiu făcea semne de plonjon la faza de mai devreme în care Marius Constantin a faultat. Din această lovitură liberă, cu o centrare la care Borian gafează din nou, al doilea meci consecutiv în care Borian o comite, iată, Roman reușește să marcheze și este 3-2 pentru Rapid. Mai avem 1 minut și 20 de secunde plus prelungiri. Vasluiul obligată să marcheze de două ori pentru a se califica miraculos în aceste momente, altfel nu se poate califica în finală. Paito l-a incomodat pe Borian la această fază în care a scăpat mingea. Roman a profitat și a reușit să marcheze. Nu mai contează dacă Vasluiul scrie odată, are nevoie de două goluri
ca să meargă în finală. Este aproape imposibil. Cealaltă semifinalistă se va afla mâine de la 21:30 în direct la Pro TV.